Lăudăm pe Iisus, dragii mei, și bine v-am regăsit la o nouă emisiune Zestrea Maramureșului. Săptămâna trecută am fost în Leordina și am revenit în Leordina pentru că mi-au plăcut oamenii de aici și cel mai mult am vrut să vă mai scot în evidență oameni care merită puși în evidență din acest sat. Și nu numai, pentru că avem și o surpriză care este legată sufletește de acest sat. Aș vrea să prezint oamenii locului, să zic așa, fiii satului și vreau să-l prezint pe domnul profesor Tăud Gheorghe. Lăudăm pe Iisus Veci, amin. și vă mulțumesc că ați venit de la treburile dumneavoastră, v-ați rupt din timpul dumneavoastră ca în această seară după masă să intrăm în casele telespectatorilor. Am venit cu drag să ne întâlnim și să Frumos! povestim. Avem aici un om vrednic de poveste, se numește Leurdean Ion. Lăudăm pe Iisus Unteș! Lăudați să în veci, amin. Meșter popular, nu? Poftim? Meșter popular, Da. care știi lucra de toate și cu toate. Universal. Universal, Unteș, Da. îți glumesc rău, 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 rău. Care vă documentez, sunt meșteri de cuptoare, felari de meserie, am felerie acasă, am tot. De la cel mai mic unelt agricole, și în lemn, și în fier, și în caramidă, și tot cu curea. Bravo, Uncheș! Îmi place cu dumătai grei multe, să știți că-s curioasă ca șemnii firea. Vreau să aflu cât mai multe de la dumăta. Nu știu dacă ați văzut, dragii mei, emisiunea anterioară, dar am povestit despre o casă de poveste care are un cuptor de zeci de ani care stă acolo vrednic. Așa că, ce să vă spun, o să povestim în emisiunea asta multe lucruri, dar interpretul de muzică populară, dar în această perioadă de muzică de cântece religioase, este doamna Ileana Matus. Vă mulțumesc, doamna Matus, că ați revenit în emisiunea Zestrea Maramureșului. Ce-ai drept, nu ne-am văzut cam de un anișor de numai bine. Lăudăm pe Iisus și bine v-am regăsit. Poate că așa vrea Dumnezeu să ne întâlnim în posturile mari și poate că nu întâmplător, pentru că fiecare dintre noi avem o menire atât de a cânta pentru oameni, cât și pentru Dumnezeu, dacă știm. Foarte frumos. Dacă tot am zis că știm să cântăm pentru oameni și pentru Dumnezeu, ați avea o briceaznă care vă este la suflet acum să ne-o cântați? În general, toate pricinele îmi sunt la suflet pentru că eu le văd ca niște rugăciuni către Dumnezeu și orice om, cred că atunci când se roagă lui Dumnezeu, se roagă cu tărie și își dorește ceva și nu poate să spună că alege ce anume se roagă. Mai ales că suntem în postul Paștelui, sigur că aș avea mai multe pricesne care se cântă în această perioadă și poate că voi îndrăzni cu drag să le cânt tuturor celor care, iată, sunt în fața micilor ecrane și ne urmăresc Eu vă astăzi. mulțumesc că ați ales să cântați în această emisiune live pentru sufletul fiecărui om, pentru că am mai spus și mă repet, nu-i ca și când cânti din tot sufletul pentru cel care te ascultă în acest moment. Cum se zice, când ne dă Dumnezeu glas, îl folosim și dacă ne-l dă, de ce să nu-l dăruim oamenilor? Foarte frumos. Era seara liniștită, cu cerul senin. Gata-i cina pregătită Fiului Divin. S-așezau cu toți la masă, la locul gătit, și apoi cu vorbe duioase astfel le-a vorbit. Fraților, sosit-a ceasul să ne despărțim. Voi să nu pierdeți curajul, căci iarăși vin.
că v-am spus mai dinainte, pentru ca să știți, unul dintre voi mă vinde cu 30 de argenți. Atunci toți se îndreptară către învățător și părând să întrebară care-i trădător. Veni rândușa lui Iuda, întrebă și el, nu cumva voi fiu, Doamne, fiul cel mișel. Tu ești Iuda, zisa Domnul, du-te mai curând și fă totul mai degrabă, tot ce ai de gând. Atunci Iuda se îndreptară către acel sobor, unde cu setea așteptară a Domnului omor. Și-a vândut Iuda stăpânul, fiul cel mișel, și cu un sărut fățarnic îl predă pe el. Și l-au dus la judecată și l-au osândit, și pe cruce cu o cară sus l-au răstignit. Și pe cruce cu o cară sus l-au răstignit. Foarte frumos. Degeaba când se cântă live, se pune o emoție care... Este emoția care o transmite, da, celor care sunt în fața noastră sau lângă noi, pentru că asta înseamnă cântecul, de fapt. Emoția asta pe care poți să o transmiți oamenilor, nu-i tot una cum cânți. Important este să transmiți ceva prin ceea ce cânți. Și iată, și eu am emoții, deși cânt de mulți ani de zile, dar întotdeauna când vreau să slăbesc pe Dumnezeu, am așa o emoție în sufletul meu. Și mă bucur pentru asta, că înseamnă că suntem vii și că ceea ce facem, cineva ne controlează de acolo și ne spune că facem bine. Frumos! De unde v-ați adunat cântecele religioase? De copil mic am cântat în corul bisericii la noi în sat, de fapt în comuna Runa de Jos, pentru că eu de mic am cântat la școală și n-am să uit niciodată, cantorul din biserica noastră a venit odată la serbările școlare și a zis: tu, Coco, așa cum horești aici pe scenă, de ce n-ai vrea să zici să-i horești lui Dumnezeu? Și așa de mult m-a impresionat, pentru că deși eram copil mic, am avut loc în corul bisericii din comună și întotdeauna duminicile mergeam la biserică. Atunci nu conștientizam eu ce înseamnă rugăciunea lui Dumnezeu, dar îmi plăcea foarte mult să mă aud glasul răsunând în biserică. Și iată că probabil Dumnezeu, văzându-mi dorința de a-mi auzi glasul și pentru prima dată și în biserică, m-a ajutat să-l audă multă lume. Așa e, frumos. Atunci ați învățat mare parte, atunci am învățat de la femeile din sat și era doamna Garcea, Dumnezeu să o odinească, era persoana care se ocupa de corul bisericii și învățam foarte multe. Și acum am pricesne acasă pe un caiet, cum mergeam după școală la ea acasă și le scriam în caiet, pentru că mama mea își dorea foarte mult să cânt aceste pricesne și ca să le cânt trebuia să le scriu și să le învăț.
Și eu, stând pe josan, de multe ori nu puteam să mergem la rugăciune, pentru că femeile la sate mai fac rugăciune. De exemplu, lunea, miercurea, vinerea făceau rozaluri. Și eram copil și făceam rozal. Și ca să nu mergem până în drum, ne strângeam la o femeie în vecin și eu citeam rozalurile și cântam preceasne pentru femeile de acolo. Și atunci, sigur că m-am învățat să cânt așa ceva și să mă rog. Niciodată. Nu. Mi-am zis că și eu eram mică și mergeam la Calea Crucii, dar atât de mult așteptam să zie Sara, să mă duc în drum la femei să facem Calea Crucii. Pentru că femeile, fiind mai tânără și citeam și încercam să mă fac înțeleasă prin ceea ce spun, ele, pentru ele erau rugăciune, era ceva aparte pentru ele și de aceea, de obicei, ne adunam împreună și cântam. Și iată că așa le-am, am cam 70 de pricezne scrise pe un cai, dar n-am reușit decât în 2004 să imprim un CD-ul de pricezne. Sper să mă ajute Dumnezeu să mai pot să mai imprim, da, și altele. De ce nu? De ce nu? Că există timp pentru toate. Aș vrea să vă întreb dumneavoastră, domn profesor, ce vă leagă mai profund de acest sat Leordina? Mă leagă faptul că m-am născut aici, am copilărit, am învățat la școala din sat de aici, mă leagă, deci, amintirile. Familia? Mai aveți familie aici? Păi, eu provin într-o familie de 5 frați. Eu sunt cel mai mic, sunt meziu în familie, cum ar veni. E a doua emisiune în care întâlnesc același număr de frați cât sunt și eu acasă. Și eu sunt a 5. Și să nu spuneți că sunteți a 5-a. Sunt penultima. Bun, atunci. Oricum e bine, de fapt nu contează atât de mult când, a câtele ani am născut. Asta doar în povești mai mult. Da. În poveștile cu prâslea, să zicem așa, cel voinic și merele de aur. Fiecare are un măr de aur, să zic așa, de cules din satul natal. Eu sunt mândru că sunt leordean, sunt mândru de portul pe care l-au leordenii. Mi se pare că este un port foarte așezat, mi se pare că este un port cu mult bun gust. Dacă ați dat împânzăturile sau năfrămile, cum zic cei din Vișeu, împânzăturile lor în portul lor, este multă armonie, este multă simplitate. Mult simplitate și bun gust în același timp. Știu. Așa a fost în toate mai de mult. Da, e adevărat. Deci avem câteva ștergare, dragii mei, care vă pot povesti multe lucruri, mai ales primul care este cu simboluri geometrice. Este o poveste acolo. Așa este. Acum bănesc că v-ați continua visul care l-ați avut de când erați pruncul speci. Care anume? Păi mi-am dorit să urmez o școală teologică și am urmat după absolvirea celor 8 clase seminarul teologic din Baia Mare, pe care l-am absolvit în 2006. M-am înscris la Facultatea de Teologie din Sibiu, Teologie Ortodoxă, am absolvit în 2010. Am urmat și cursurile de master, în paralel cu cursurile Facultății de Istorie și Filozofie din cadrul Universității din Cluj. Deci am schimbat cumva orașul, am dorit să am și experiența Clujului și m-am înscris la Facultatea de Istorie din Cluj. Am absolvit-o anul trecut, deci în 2014. Și începând cu acest an, predau religie ortodoxă la Borșa, dar și ore de istorie, pentru că nu sunt suficiente ore acum în învățământ și eu am avut un atu, faptul că am avut încă o facultate și pot să predau și ore de istorie. Frumos! La Borșa, frumos! Da. Și cum vedeți dumneavoastră că se împletesc lumea aceasta religioasă cu cea istorică? Există un punct la un moment dat de legătură între ele există două? Există foarte multe puncte comune, chiar și în catalog, să zic, ele fac parte din aceeași arie curriculară, om și societate, religia, frumos, geografia, istoria. Și există foarte multe lucruri, deci mie mi se pare fascinant să poți să studiezi istoria după ce ai făcut teologia și dacă ai făcut istoria să urmezi teologia. Nu mai contează neapărat ordinea. Ideea este că, oricum, pentru mine prima dragoste rămâne teologia și nu renunț la ideea de a fi preot, dar pentru că sunt necăsătorit încă, nici nu pot să îndrăznesc să mă duc să cer preoția, pentru că aștept să mă însor și apoi să... Toate cu rânduială. Toate cu rânduială, sigur. Dar până atunci vreau să am și experiența de la catedră, care efectiv mă încarcă cu energie, îmi place să lucrez cu copii, îmi place să văd că în urma mea rămâne ceva pe un segment mic până la urmă,
pe harta Maramureșului, ce înseamnă o școală sau câteva clase dintr-o școală din Borșa, să zic. Acum, poate nu înseamnă mare lucru, dar dacă dintre ei răsare unul... Măcar unul, da. Așa, o să-și amintească de cineva care a spus un cuvânt bun la un moment dat, care a fost foarte important în viața lui, cum a fost cu doamna Mastoza din Iaor, cu cel care a chemat-o să cânte în biserică. Un om oarecare își pune amprenta atât de profund în viața ta, că de multe ori nu realizezi acest lucru. Exact, și despre asta, că aici vreau să ajung, că m-ați întrebat ce înseamnă pentru mine Leordina sau satul în care m-am născut. Pentru mine, în viața mea sau în formarea mea, a avut un rol foarte important părintele Gheorghe Dumitean, care a trecut la cele veșnice mult prea devreme din punctul meu sau al nostru de vedere. A fost un om care m-a influențat mult, mi-a fost profesor de religie 8 ani de zile. Cred că nici n-am avut un profesor care să-mi fie 8 ani de zile. Deci am avut în 4 ani de facultate poate același profesor pe decursul la 4 ani sau facultate de istorie, de 8 ani de zile, și vreau să spun că m-a marcat atât ca profesor cât și ca preot. El avea un obicei, acela de a selecta pe cei mai buni elevi și de a-i lua cu dânsul în altar. Eu am fost printre cei 4 din generația noastră și din cei 4, 2 am ajuns la teologie, la Baia Mare. Dar vreau să spun că eu am urmat calea aceasta văzându-i râvna părintelui și văzându-l cu câtă dăruire. Să știți că un copil, eu eram copil la vremea aceea, de 12 ani, nu poate fi păcălit. Eu îl vedeam cum trăiește rugăciunea, cum trăiește în altar, îl vedeam cum își zice rugăciunile cu ochii închiși, deci simțeam trăirea. Și eu mi-am dorit să ajung un preot, să ajung preot și să urmez teologia, pentru că îl vedeam pe părintele cum trăiește liturgia în altar. Un lucru la care nu au acces ceilalți credincioși, să zic. Și repet, un copil nu poate să fie păcălit și motivul pentru care am dat eu la teologie și pentru care îmi doresc să ajung preot este acela că am avut un model și un om care, de la care am avut ce să învăț și l-am văzut și l-am simțit sincer în tot ceea ce a făcut. Și bineînțeles că după aceea am avut ocazia să întâlnesc și oameni, atât la seminar cât și la facultate, după aceea, pe care, cum să zic, nu este bine să-i copiezi sau să-i imiți, dar ei ce este mai bun de la fiecare, precum o albină, și oricum totul se transpune după aceea prin personalitatea fiecăruia. Eu văd de la cineva un lucru bun, îmi place, îl culeg și oricum, și cât aș vrea eu de mult, nu-l pot imita la perfecție, 100%. Apare personalitatea fiecăruia. Exact. Frumos. Povestim de personalitate. Ungeș, vrei să-l ții singur sau ți-l țin eu? Poți să-l ții? Nu ții el un teșoc? Așa, bravo. Povesteam că dumneata ești meșter popular. Aia e asta care știe mai multe lucruri. Spun, din copilărie am fost 5 frați. Da, 5. 3 peciori și 2 fete. Și eu am fost al patrulea. Înțelegi? Penultimul. Da. Am o soră care și acum trăiește. Dar câți ani ai un teș? E slobos să-mi spui sau nu? Poftim, câți ani am? Da. Din 39 născut, am intrat în 76, adică în octombrie 12 împlinit 76 de ani. Mulți înainte un test, dă-i Dumnezeu. Da. Și până la vârsta de 16 am umblat la școală, atunci după război m-am dus în 48 sau în 49, nu pot să rețin, atunci așa a fost vremurile atunci, mă înțelegeți? Da, dumneavoastră ați auzit de război? Păi... Știu că n-am auzit, că din 39 și război a fost în 44. Și l-ați... I-ați văzut urmările fiind prunc? Am văzut motoarele și am văzut armata și Târgul Cureș și n-am fost... Și v-ați temut de război? Păi, cum să nu te tem după ce copiii nicui îndezi, numai că auzi numai în pușcături și... E dureros așa, Emgeș. Cum? Cum au suferit toate femeile pe vremea aceea? Greu. Mai greu nu se pute. Cred că noi nu suntem conștienți ce înseamnă un război. Că, să vă spun, atunci bărbații fugeau de acasă. Ca să nu-i ducă acolo. Ca să nu-i ducă, că mulți au dus și au rămas mulți. Un război. Nu. Și au rămas muieri care cu copii și tău cu el. Aia s-a fost. Și erau muierile și... cum armata a fondat, forușe aici au fost nemți, mă rog,
au prins căsile pe aici în timpul războiului. Au rămas familie sub cerul liber. Nu. Și apoi de la, am fost la școală, am învățat 4 clase, atât. De la 4 clase am ajuns cu părinții la agricultura pământului. Și băi, de la vârsta de 16 ani, am fost pe la pădure și, să vă spun sincer, am apucat de măstărit. Mi-a plăcut măstărit. Unii vedeam un bătrân, că ciopeam în lemn, meream și mă uitam și eu. Și v-a plăcut cum fac acolo? Mi-a plăcut să ciopesc și tău cu el. Una la mână. A doua, meream la ferărie, la Ferrari, unii vedeam cu ciocanul, eu încă făceam figurile pe lângă el. Mă înțelege? Și am învățat niște... Ați fost comic și prin asta ați câștigat multe. Pentru asta, uite, Dumnezeu Sfântul mi-a dat dar și am învățat fără școală. Frumos, e singurul furt permis, vedeți? Furt meseria. E un furt care este permis și este iertat, adică nici nu este considerat furt. Noi folosim cuvântul a fura, dar este practic o școală pe lângă un maestru. Frumos! Încheș, o mai povesti noi de ce faci dumătac, că tare mult îmi place de dumătac cum grăiești și mi-a dat o poză care m-a impresionat. Cine e aici, un teșuc? Mama mea. Dumnezeu să o ierte. Ce care ți-o da viață? Da. Dar câți ani au avut în chipul ăsta? Nu știi. În chipul ăsta? Până, să zic așa, cam până la... Eu murit în 94. Câți ani au avut când au murit? 90. 90 au avut. 90 de ani au avut. Oh, ce frumos. Că da. Măcar am văzut că o purtați în portofel. Cred că e cel mai frumos lucru pe care îl mai aveți. Frumos. Da. Ca să se apropie ziua de 8 martie. Da. Să vă spun, eu încă mă arăt o poză cu o soră care el fost mai puțină ca mine și m-a purtat. Imediat. Doamna Matus, ați văzut ce dinamic e Unteașul la vârsta lui. Ce voioșie are, ce frumusețe. Acum, făcând o paranteză, putem zice că au trăit alte vremuri, da? Au mâncat altceva, nu ceea ce mâncăm noi în ziua de astăzi și lumea, mai de mult, a fost mai cumpătată. Acum, pentru că avem atâta informație, da? Ne trebuie așa de multe încât nici noi nu suntem stăpâni să ducem cât ne-ar trebui. Și de aceea oamenii au fost mai trainici și mai sănătoși mai de mult decât cei care suntem acum în generațiile astea. Așa e. Cu cât vrei mai multe, cu atâta și tu faci mai mari sacrificii. Cu cât e greutatea mai mare, deși la greutatea ta e prea multe, cu atât cazi mai repede. Și dacă știm să ne mulțumim cu mai puțin și luăm, că credem noi că putem duce, atunci sigur vom avea și noi o viață mai lungă. Dacă nu, vom cădea sub greutate. Frumos. Dacă ar fi să ne mai ziceți un cântec religios, care ar fi acela? Ar fi o rugăciune, se numește Spune Mie, Doamne. Spune Mie, Doamne, Dumnezeul meu, de ce-ai pus pe gânduri sufletul meu greu? Ochii-s plini de lacrimi și sunt gândurat. Eu cum voi răspunde pentru al meu păcat? O, Iisuse, Doamne, Dumnezeul meu, ai milă de mine, ia-mă în brațul tău și la judecată, când mi judecă, ai milă de mine,
mă condamna. O, fiule dragă, mult e ți-am iertat pentru a tale fapte. Viața eu mi-am dat. Plânge și te roagă și fă voia mea. Și-apoi eu cu milă te voi judeca. Nu te-ai da în lume ca să chinuiești. Te-ai duce cu mine să te-nveselești. Să luăm, dragii mei, o scurtă pauză publicitară, revenim imediat, nu plecați nicăieri.